Bună ziua, eu aș propune să începem evenimentul, de aceea, dacă e posibil să ocupați locurile în sală, vă rugăm pe toți. Bun, mulțumesc. Excelențele voastre, domnilor miniștri, excelențele voastre, domnilor ambasadori, distinși invitați, este o mare onoare pentru Universitatea de Stat Alecoruso din Bălți să fie gazda acestui important eveniment, o oportunitate unică pentru cetățenii noștri de a interacționa direct cu reprezentanții decizionali ai formatului Nordic Baltic 8. Mai mult decât atât, în ajunul unui din cele mai importante evenimente pentru viitorul Republicii Moldova. În această perioadă, care aș zice chiar că este una crucială, vizita ministrilor de externe și a secretarilor de stat ai formatului Nordic Baltic 8 simbolizează un sprijin esențial pentru direcția spre care mergem ferm, integrarea europeană. Universitatea de Stat Alecoruso din Bălți și-a asumat cu încredere rolul de promotor al valorilor europene și democratice și prin intermediul cooperărilor internaționale și al parteneriatelor reușește să asigure un nivel înalt de calitate atât în domeniul educațional cât și în cercetarea științifică. Ne străduim să pregătim generații de tineri care să contribuie activ la progresul țării noastre și ne lăsăm inspirați de bunele practici internaționale. Suntem pe deplin conștienți că prezența excelențelor voastre astăzi la Bălți, în regiunea de nord a țării, reprezintă un mesaj clar de susținere a parcursului european al Republicii Moldova și ceea ce contează foarte mult, subliniază rolul important pe care îl au toate regiunile țării noastre în procesul de integrare europeană. Vă mulțumim mult pentru sprijinul acordat Republicii Moldova de-a lungul anilor și pentru sprijinul acordat instituției noastre, care a beneficiat și beneficiază în continuare de o varietate de programe europene care ne permit să modernizăm instituția și să aducem Europa mai aproape de toți cetățenii țării noastre. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a discuta astăzi, aici, în această sală, despre viitorul nostru comun în contextul european. Avem deosebită plăcere de a cunoaște experiențele țărilor pe care le reprezentați. Iar tuturor celor prezenți astăzi aici în sală, le urăm să fie activi, să fie deschiși și receptivi. Vă mulțumim! Stimată doamnă rector, vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj extrem de important, care a dat, de fapt, și un vibe acestui eveniment astăzi. Mă numesc Mariana Rufa și sunt directorul executiv al Asociației Businessului European în Republica Moldova și am o mare onoare să moderez astăzi acest eveniment, de fapt această discuție publică cu oaspeții noștri distinși, dar nu înainte de a transmite câteva mesaje importante. Excelențele dumneavoastră, onorată asistență, Uniunea Europeană este cel mai de încredere și cel mai strategic și cel mai generos partener al Republicii Moldova. Din 2014, de când a fost semnat acordul de asociere și recent de când Republica Moldova a devenit țară candidat în aderarea la Uniunea Europeană, cele mai importante ajutoare, nu doar din partea Uniunii Europene, dar și din partea țărilor membre și a comunității europene, au fost canalizate spre dezvoltarea serviciilor sociale, în domeniul infrastructurii și construcției de drumuri, în educație, în școli și, cel mai important, pentru cetățeni, atunci când ei au avut cel mai mult nevoie de acest ajutor, când a fost escaladat războiul și când au fost susținute inclusiv facturile pentru energie electrică. Cu ajutorul Uniunii Europene, în procesul de reforme, modernizăm țara,
Astfel, doar în anul 2022 au fost ajutate peste 6.000 de companii. Iar odată cu planul de dezvoltare economică, în următorii ani, se planifică susținerea a peste 50.000 de companii care vor susține dezvoltarea sustenabilă a Republicii Moldova. Despre câteva detalii din acest domeniu, dar și despre experiența unor țări notorii care fac parte din Europa și din Uniunea Europeană, avem astăzi mare onoare să discutăm cu domnul ministru afacerilor externe din Danemarca, domnul Lars Løkke. Lars Løkke Rasmussen, we are kindly inviting you to get to the scene. Domnul ministru afacerilor externe din Lituania, domnul Gabrielius Landsbergis, we are kindly inviting you to get to the scene. Domnul secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe din Islanda, domnul Martin Eyjolfsson, we are kindly inviting you to get to the scene. Onorată audiență, vom recurge la o sesiune de prezentări mai întâi a înalților oficiali. Din experiența dumnealor a ceea ce înseamnă colaborarea cu Uniunea Europeană, and I would like to give the floor to Mr. Lars Løkke Rasmussen, Minister of Foreign Affairs of Denmark. Honorable Minister, Your Excellency, if you can share with us your experience of being an EU member and what would be the recommendation and the key tips for the Republic of Moldova? Thank you so much. No recommendations, because I realize that there's a referendum coming up this Sunday, and I'm not in a position where I should give you no clear advice of what to do. It's entirely up to you to decide which path you will choose, but I can share my country's experience being a member of the European Union for many years, 52 years actually. I was only 8. So I didn't vote myself, but I'm grateful that my parents voted in favor of Denmark joining the European Union, or as it was called in these good old days, the European Community. Many of you were not born yet, and as I just mentioned, I was only 8 years old. Okay, we have consecutive translation. Okay. Bună ziua tuturor, eu vă mulțumesc foarte mult și să vă răspund la întrebare. Răspunsul meu este că eu nu am niciun fel de recomandări, deoarece urmează foarte curând referendumul european în această duminică și deja decizia aparține poporului Republicii Moldova. Dar ceea ce vreau să vă redau este experiența țării mele. Și țara mea a fost membră a Uniunii Europene de la... Din copilăria mea, de fapt, aveam 8 ani atunci când părinții mei cu mândrie au luat o decizie corectă de a adera Danemarca la Uniunea Europeană. Și vreau să cred că am estimat corect vârsta participanților în această sală și am impresia că mulți dintre voi nici nu erați născut la acel moment istoric. So this coming Sunday, it is up to you to make your choice, and it will definitely be a choice that will shape your future. And I guess there must be many considerations, this I totally understand, and probably also some concerns, I know, because we have been through the same, or my parents have been through the same. Vreau să menționez că în această duminică urmează să faceți o decizie, o alegere și de alegerea fiecăruia dintre voi va depinde acest pas, această tranziție către un alt viitor, respectiv înainte de a face acest pas e vorba de anumite considerente care trebuie să fie înțelese, conștientizate și desigur în această privință există și anumite rezerve, eventual îngrijorări. Back then, I think many Danes were hesitant about joining the EU because they saw it as a threat to our sovereignty. But this is not the case any longer. Today, there's a widespread acknowledgement that the EU actually strengthened our sovereignty and, just as important, our prosperity.
Eu vreau să menționez că în trecut era privit acest pas de aderare la Uniunea Europeană drept o amenințare la suveranitatea țării noastre. Dar acum perspectiva s-a schimbat în mod radical. Deja Uniunea Europeană este privită drept un partener care consolidează suveranitatea statelor membre. The EU is the world's largest trading bloc. The single market consists of more than 446 million consumers. And it ensures that there's free movement of goods, services, capital and people within the EU borders. Aș vrea să menționez că este vorba de o oportunitate, în primul rând, economică. Uniunea Europeană fiind un bloc, un partener economic, care oferă 446 milioane de consumatori. Și avantajele, în primul rând, țin de libertatea circulației a mărfurilor, a capitalului și a persoanelor. And equally important, we can use this combined purchasing power to negotiate free trade agreements around the world, which have enabled us to diversify our economy. I'm proud to say that we are a prosperous country due to the fact that we engage and trade with the countries all over the world. Aș vrea să menționez de asemenea această oportunitate de a semna acorduri de comerț liber cu țările lumii, ceea ce ne permite o foarte bună oportunitate de diversificare a economiei. Și eu zice că noi suntem mai puternici, suntem o economie solidă, anume datorită acestor oportunități. So now we have been members for more than 50 years and I think we take all this for granted. But whenever I am together with my good friend Gabrielius from one of the Baltic countries who just joined approximately 20 years ago, it reminds me that we can't take this for granted. It is due to decisions we have made ourselves. Și vreau să menționez că din experiența țării mele, care a devenit stat membru a Uniunii Europene ceva mai mult de 50 de ani, noi cumva luăm lucrurile ca și cum s-ar întâmpla de la sine. Dar iată, dacă am discutat recent cu colegul meu Gabrielius, care vine din una din țările baltice care a devenit membru a Uniunii Europene acum 20 de ani, înțeleg că nimic nu vine din senin. Totul se datorează anumitor decizii luate la un anumit moment. It is not a law by nature that a small country as Denmark with only 6 million inhabitants should be in such a good position as we are now. Și evident că nu este strict o întâmplare, nu este dat de la natură faptul că o țară mică, precum este Danemarca cu doar 6 milioane de locuitori, ca să ne poziționăm la etapa în care ne aflăm acum. And I truly think there are similarities between Denmark and Moldova, even though we are roughly perhaps twice as many people in Denmark as in Moldova. But by global or even European standards, neither of us count for much, at least not when we are just by ourselves. Eu vreau să zic că există numeroase asemănări, similitudini între țările noastre, Danemarca și Republica Moldova, chiar dacă în țara mea numărul populației practic este dublu față de numărul populației Republicii Moldova, dar eu vreau să zic că la nivelul european și la nivelul global, practic totul se datorează parteneriatelor. But when we join forces, when we are together with other member states, we actually have a voice, and better than that, we actually have influence, which is far greater than our size suggests, so we punch above our weight. Eu vreau să zic că atunci când sunt eforturi conjugate, atunci când vocile răsună în unison, noi cumva avem o influență mai mare și suntem mai bine auziți, indiferent de dimensiunile țărilor din care provenim. And that's probably the most important thing, because I don't think there are anything like, you know, total sovereignty. We are impacted by decisions, whether we are part of them or not. And by being a member of the European Union, we have a seat at the table when the big decisions are made. Eu vreau să menționez un aspect foarte important, că suveranitatea ca atare nu știu dacă există în sensul direct al cuvântului, deoarece noi cu toții
suntem influențați de anumite decizii luate la anumite, la anumite niveluri. When I was only 8 years old and when we had this first referendum and we decided to join the EU, the Iron Curtain still existed, dividing Europe into Eastern Europe and Western Europe. Eu îmi amintesc la vârsta de 8 ani, atunci când era organizat primul referendum cu privire la aderarea țării mele la Uniunea Europeană, încă mai exista cortina de fier care separa Europa în Europa de Est și Europa de Vest. I just turned 60 earlier this year, and I was actually engaged in politics when I was a young man, where this division in Europe was actually the main topic. And I can witness that it's quite amazing that those countries, which at that time was divided, are now sitting around the same table. So we are actually sitting there with Poland, with the Czech Republic, with Romania, with Lithuania, with the other Baltic states. And it is, I must say, one of the great joys of my generation that we have come so far. Și eu mi-amintesc că, bun, acum eu practic am ajuns la vârsta de 60 de ani, dar în politică m-am antrenat fiind la o vârstă destul de tânără. Și atât la cea etapă când m-am lansat în cariera politică, cortina de fier și divizarea Europei era un subiect de top pe agenda discuțiilor. Și eu vreau să spun că sunt mândru acum să urmăresc cum statele care cândva erau divizate, separate, acum se întrunesc la aceeași masă de discuții. Întotdeauna sunt încântat să mă revăd cu partenerii mei din Polonia, din Republica Cehă, din România, din Lituania și din celelalte două state baltice. And now you are faced with a choice. Is the European Union right for Moldova or not? It's up to you to decide. What I can say is that the doors are open if you wish to join. And I also want to assure you that we would like to cooperate. That's why we opened an embassy in Moldova earlier this year. And that's why we are in Moldova in this setting with the five Nordic countries and the three Baltic countries, because we share experiences, not only all of us being members of the European Union, but also close cooperation when the three Baltic countries plus 20 years ago decided to join. And what we have experienced, we would like to copy-paste in close cooperation with Moldova. Thank you. Și eu vreau să menționez că acum fiecare dintre voi se află în fața unei decizii pe care trebuie să o faceți, alegerea va aparține. Dacă aderarea la Uniunea Europeană este potrivit pentru Republica Moldova sau nu. Dar vreau să știți că pe acest parcurs noi suntem alături de voi, noi suntem dispuși să cooperăm, respectiv în această privință există și ambasada Danemarcei în Republica Moldova. Tot o dovadă acestei disponibilități de a vă susține și de a crea parteneriate este și acest format creat de 5 state nordice, 3 state baltice. Este vorba de un tablou mai de ansamblu, statele nordice care au experiență mai îndelungată ca și membri a Uniunii Europene, cele 3 state baltice care au aderat la UE ceva mai târziu, acum 20 de ani, dar este vorba de o experiență, experiență colectivă din care aveți de învățat. Your Excellency, Mr. Lars Løkke Rasmussen, thank you so much for very honest, sincere presentation of the status of things. Very useful for us to know how the history has evolved over time in terms of the partnership between Denmark and EU integration as a member of EU, of European Union. Now I would like to give the floor to Mr. Gabrielius Landsbergis, who is the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, a country that has become a member of EU almost 20 years ago. The floor is yours. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare onestă și sinceră și într-adevăr este vorba de importanța cunoașterii istoricului, colaborării și eu vreau să menționez acum că îi voi oferi cuvântul ministrului pentru afaceri externe din Lituania. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you so
Thank you so much. It's a great honor to be here and then share a couple of thoughts from Lithuania. I was listening to Lars, and kind of a thought materialized in my head that there is a personal story that I can tell when it comes to our accession to EU, because my first, and that's not just with the EU, but also with Denmark. With my first work as a young diplomat, when I started working in the Ministry of Foreign Affairs, was actually working within the Danish program that was meant to get to prepare us for accession to EU, and they hired the young people to help them do that. Eu vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, este o experiență acum 20 de ani, ceva mai mult de 20 de ani, de când Lituania a aderat la Uniunea Europeană. Și în măsură ce colegul meu, Lars, vă vorbea despre experiența Danemarcei, așa un gând mi-a venit că, de fapt, am o istorie personală care mă leagă nu doar de aderarea țării mele la Uniunea Europeană, ci și de parteneriatul cu Danemarca. Mai exact amintesc atunci când am început cu lucrarea cu Ministerul Afacerilor Externe din Lituania în calitate de un tânăr diplomat, m-am lansat anume în cadrul programului danez, care era atunci înființat anume pentru a ajuta, pentru a pregăti țara mea pentru la aderarea la Uniunea Europeană. There were hundreds of laws and regulations that we had to implement as a precondition for us joining the European Union. Ca o precondiție ca țara mea să adere la Uniunea Europeană, era obligatoriu să implementăm sute și sute de legi și regulamente. So it was impossible for any single institution to carry the load on its own. Și era imposibil ca o singură instituție să facă față a acestei sarcini în izolare de sine stătător. And this is where our Nordic country, Nordic friends, Nordic from Nordic countries joined in helping us. Exact la acest moment am beneficiat de sprijinul din partea țărilor nordice, din partea prietenilor noștri din nord. So it's very symbolic today to be from a Baltic country together with Nordic country offering assistance to a country that is aspiring to join the EU. Și este un moment simbolic, aș spune eu, că astăzi să fiu partea unei delegații mixte, țări baltice, țări nordice, care venim cu o promisiune de ajutor, un angajament de sprijin pentru o țară care abia urmează să adere la Uniunea Europeană. And I remember many things that can be witnessed in Moldova today. I remember the anxiety of change. I remember the referendum that we had in Lithuania that was won by the pro-European vote overwhelmingly. Și eu aș zice că recunosc foarte multe lucruri în comun cu ceea ce am avut în țara mea ani în urmă. Eu recunosc această anxietate, rezerve în fața schimbării. Eu recunosc aceeași experiență în legătură cu exercițiul referendum. Și îmi amintesc că în țara mea, pro-europenii au avut o victorie copleșitoare. But most of all, I remember the understanding that I myself had, my parents had, the neighbors had, of the historic chance of Lithuania returning to the family of Europe. Dar cel mai important, eu mi-amintesc acea conștientizare, înțelegere pe care am avut-o și eu, și părinții mei, și vecinii noștri, o conștientizare a unei șanse istorice, a unei posibilități istorice de a reveni la familia noastră europeană. And we used that chance. And just a couple of brief examples that, you know, everyday life, that you can find in everyday life. So one of them is, you know, is salary. How much do people earn? 20 years ago, our salary was roughly five times lower than it is today.
De fapt, această schimbare noi o resimțim în aspecte practice, cotidiene. În primul rând aș menționa salariile. Acum 20 de ani, înainte de a adera la Uniunea Europeană, salariile medii în țara noastră erau de 5 ori mai mici decât la moment. The economy has grown from 18 billion to 80 billion. Economia țării mele a crescut, a avansat de la 18 miliarde la 80 miliarde euro. And Lithuania today is has reached about 90% of EU's median economy rate. Și Lituania, țara mea, astăzi a ajuns practic la un nivel de 90% din rata medie de dezvoltare economică a Uniunii Europene. And since things are moving way faster now, so I don't think that Moldova will need 20 years for that. And in 10 years, when your economy will be 5 times higher, when your salaries will be 5 times higher, you'll be joining I hope our group in some way or form and giving your credit back to those who will be then aspiring for their historic chance. Dar recunoaștem că în prezent lucrurile avansează cu o viteză mult mai mare și eu sunt sigur că pentru Republica Moldova nu vor fi nevoie de 20 de ani. Eu sunt sigur că în cel mult 10 ani veți avea salariile de 5 ori mai mari decât sunt acum, rata de dezvoltare economică de 5 ori mai mare decât este acum și eu sunt sigur că ne vom revedea deja cu omologii din Republica Moldova într-un format similar, într-un grup mixt, în care deja va fi rândul vostru să veniți cu experiență și să dați credit altor state care abia vor avea aspirațiile de a adera. So thank you for allowing us to share this historic moment with you. Eu vă sunt recunoscător pentru oportunitatea de a vă împărtăși experiența noastră. Your Excellency, Mr. Gabrielius Landsbergis, thank you so much for this very informative presentation in which very concrete facts that show the evolution in terms of very sensitive aspects have been illustrated and mentioned, very important for us. And now, allow me to give the floor to Mr. Martin Eyjolfsson, the State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Iceland. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, pentru aceste fapte foarte concrete pe care le-ați prezentat în legătură cu aspecte sensibile și care sunt de o importanță majoră și pentru Republica Moldova. Și acum îi ofer cuvântul secretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Islanda, lui Martin Eyjolfsson. Thank you very much and thank you for inviting us to your beautiful city. On a personal note, when I had finished high school, I had decided to move to Germany and study there and live there. That was my intention. Eu vă mulțumesc foarte mult și sunt recunoscător pentru găzduire în acest oraș frumos. Și pe o notă personală vreau să-mi amintesc că atunci când urma să-mi aleg o facultate, eu mă gândeam să vin să studiez și să mă mut și cu traiul în Germania. Then Iceland was negotiating together with the other EFTA countries an accession to the internal market of the European Union. And I read an article in a newspaper that this would pose a great opportunity for young lawyers because we are adopting the whole 50 years of European legislation. Și mi-amintesc că la acea etapă Islanda purta negocieri împreună cu alte state din grupul EFTA în legătură cu aderarea la piața internă a Uniunii Europene și tocmai atunci eu am citit un articol, o analiză într-un ziar care vorbea despre oportunitățile considerabile care se deschid în fața tinerilor juriști. And then I decided to
abandon my ideas in studying economy, being an economist in economics in Germany, and returned home to study law. But I later returned to Germany as an Erasmus student and studied law there. Started in the ministry as a trainee. Was supposed to be 6 months, but they forgot me, so I'm now here today. Și eu îmi amintesc că atunci am luat o decizie să renunț la acea idee de a merge la o facultate de economie în Germania, să studiez economia, ci am optat pentru o altă soluție, de a studia dreptul în țara mea, acasă. Totuși, mai târziu, eu am nimerit în Germania, la fel în ceea ce privește studiile mele în domeniul dreptului, dar prin intermediul programului Erasmus. Și vreau să zic că inițial planul era să merg la studii în Germania doar pentru 6 luni, dar am impresia că au uitat de mine și iată că mă aflu aici și până în prezent. From the Icelandic perspective, we have been doing quite well for the past decades. And one could ask, Iceland is not part of the European Union. Why is the economy doing well, and why are you having economic growth, and why are you because you're not inside the EU, you can do well outside. So what's the reason for that? That's a fair question. Vreau să zic că Islanda pe parcursul anilor se descurcă destul de bine, stăm foarte bine la capitolul economie și ar putea să apară o întrebare destul de pertinentă. Dar dacă nu sunteți membri a Uniunii Europene, atunci de ce ați reușit să asigurați o creștere economică? Asta este un semn că puteți să vă descurcați destul de bine și fără a fi parte a Uniunii Europene. Then one has to remember that we are closely integrated into Europe. We are woven into the European architecture through our membership of the EEA agreement, the internal market, as I said. We have been part of Schengen. We are indeed a founding member of Schengen. So we have taken 2 steps out of 3 into the European Union, and that has transformed Icelandic society in every respect. Eu vreau totuși să vă zic că noi suntem foarte aproape integrați în întreaga arhitectură europeană. Noi suntem parte a pieței interne europene, noi suntem parte a zonei Schengen, deci practic noi am bifat 2 din 3 pași esențiali pentru a fi considerați parte a Uniunii Europene. And on the referendum you have next Sunday, we are not here to, as Lars said, to give any advice at all. It's important just to be able to make a choice, because democracies, they give us rights, very important rights, but also the obligation to go to the polling station and vote, and also to seek information. And I hope that there will be a good turnout in the referendum. Thank you. Eu vreau să menționez referendumul care urmează să aibă loc în această duminică. În acest context, noi nu vă vom da niciun fel de sfaturi, sugestii. Alegerea va aparține, decizia este în mâinile voastre. Vreau doar să menționez că democrația ne oferă un drept foarte important, dar în același timp este vorba și de o obligativitate, de a vă prezenta la vot, de a vă prezenta la urne, inclusiv e vorba și de drepturi, dar și de obligativitatea de a vă informa, de a căuta informații. Și eu vreau să fiu pozitiv, sper să fie o prezență masivă la vot în acest exercițiu democratic. Mr. Martin Elfson, Your Excellency.
Thank you so much for this very interesting speech and message, as Iceland is not a member of European Union, but a part of Europe, and the country is so well integrated. That's also a very interesting experience for us to learn. Acum, stimată și onorată audiență, de fapt trecem la cea de-a doua parte a discuțiilor publice, EU Talks, așa cum le-am numit astăzi, pentru a vă oferi dumneavoastră posibilitatea să adresați întrebări distinșilor oaspeți. Doar o clipă, deci vă rugăm foarte mult, întrebarea dumneavoastră să fie cât de succintă posibil, să, rar ca să putem să o traducem. Aici avem, aici, domnul a ridicat primul mână. Mă numesc Anatol Moraru, sunt directorul Colegiului Pedagogic Ion Creangă din cadrul Universității de Stat ale Coruso. Mă simt și eu foarte onorat să fiu prezent la acest eveniment istoric și am observat din demersurile dumneavoastră că vorbiți despre, evident, poporul și despre o voință unică. Din păcate nu este tocmai așa. Se cunoaște că Rusia lui Putin se implică foarte puternic în acest exercițiu. Se cunosc cele peste 200 de milioane de dolari care sunt destinate tocmai să distorsioneze aceste decizii. De aceea și să luăm la serios dacă se pot implica în alegerea președintelui Americii sau small country, dar țara atât de mică ca noi este aproape o jertfă. Întrebarea mea este care va fi reacția Uniunii Europene, care vor, sper să cunoască prin diplomații lor situația reală, că o anume parte, mă tem să nu fie foarte mare, ar putea vota împotriva referendumului doar din rațiuni de corupere, nu voința lor, care e un exercițiu democratic. S-ar putea și cuiva să nu-i placă lucrul ăsta, dar să-l exprime liber, fără a fi determinat de sume sau de falsuri. Care va fi reacția Uniunii Europene dacă vor înțelege foarte bine situația? Deci nu putem vorbi de o omogenitate. Mulțumesc! Well, we are truly witnessing an unprecedented interference or interest by Russia into the processes, the political processes that take place in Moldova. Noi suntem conștienți de acest interes și amestec fără precedent al Federației Ruse în procesele politice ale Republicii Moldova. And I can tell you that we in Lithuania have witnessed that. We have witnessed that since early 2000s. Și vreau să zic că și noi în Lituania am trecut exact prin aceeași experiență. Îmi amintesc chiar de la începutul anilor 2000. In political processes such as elections, in whenever political decisions were made, when we took a decision to basically ban Gazprom from Lithuania, that was in 2008, when we joined NATO, when we had to implement EU decisions, we've always witnessed Russia's interest and then interference.
Îmi amintesc că de fiecare dată când urmau să fie făcute anumite decizii politice, când urmau să fie organizate alegeri, atunci când am luat decizia de a interzice prezența Gazpromului în Lituania, ceea ce s-a întâmplat în 2008, atunci când am luat decizia de a adera la NATO, atunci când urma să implementăm decizii luate la nivelul Uniunii Europene, întotdeauna resimțeam amestecul, interesul Federației Ruse în ceea ce urma să hotărâm pe intern. But at the end of the day, every single time they would lose. Dar de fiecare dată, până la urmă, ei aveau de pierdut. It was impossible to corrupt that many people. It was impossible to persuade bigger groups. They would put a lot of effort, but that at the end would not change the result, because the biggest group of people would understand what they are fighting for. Why is it so important? Vă dați seama că este imposibil să-i corupi pe toți, este imposibil să convingi grupuri foarte mari de oameni, și chiar dacă ei investeau și eforturi și finanțe considerabile, până la urmă majoritatea erau acei care înțelegeau despre ce e vorba. We've always known that the decisions, the most important decisions define the direction of a country. That was the main understanding of the politicians behind the decisions and the way that we would explain it to the people. Noi întotdeauna știam care sunt deciziile corecte, care ar avea un impact asupra direcției, vectorului asumat de către țară. Și politicienii noștri întotdeauna erau capabili să vină cu argumentele și explicațiile de rigoare în această privință. Următoarea întrebare, vă rugăm. Aici, vă rog. Domnul și primă doamnă. Da? Mă numesc Diana Grosă, reprezint Asociația pentru Drepturile Omului Lex21. În numele societății civile din Republica Moldova vreau să-mi exprim mulțumirea pentru susținerea pe care Uniunea Europeană a oferit societății civile din Republica Moldova și susține ONG-urile din țara noastră. În această ordine de idei aș vrea să întreb cum Uniunea Europeană poate ajuta Republica Moldova pentru a fi independentă energetic, întrucât cu resursele energetice de asemenea se șantajează, se manipulează, și respectiv cum putem fi și cum poate Uniunea Europeană să ne ajute să fim independenți în vedere energetic. Well, we already have some kind of cooperation in that particular field, which is of great importance. Right now, the entire Europe is struggling to become independent of Russian fossil fuels, because in the world of today, energy is also about security policy. Eu vreau să zic că într-o anumită măsură deja există o astfel de conlucrare, și vreau să menționez că întreaga Europa de fapt are același deziderat de a deveni mai independentă din punct de vedere energetic, deoarece subiectul energiei a devenit de fapt un subiect pe agenda de securitate a țărilor noastre. And that is the reason why we have this vision of creating a single energy European market, and if Moldova decides to become a member of the European family, then it goes without saying that you should be an integrated part of such a integrated European energy market. În această privință aș vrea să menționez eforturile de creare a pieței europene energetice comune, unice, și respectiv dacă Republica Moldova devine membra a Uniunii Europene, va beneficia și ea de pe urma participării în acest forum. And now you started accession negotiations most recently, and it will take some time.
But we don't have to wait for Moldova to become a full-fledged member of the European Union. Negocierile de aderare a Republicii Moldova au fost lansate destul de recent și va dura ceva timp până va deveni și membru a Uniunii Europene, dar eu vreau să menționez că nu este obligatoriu să așteptăm mulți ani până se întâmplă acest lucru. So assisting Moldova in creating a more sustainable, greener energy supply system should be a part of your preparatory work, so to speak. Eforturile din partea noastră pentru a ajuta Republica Moldova de a asigura o prezență pe piața energetică mai sustenabilă, mai verde, o tranziție mai verde în acest sens, este deja o etapă de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea dorită. And I also think it's a possibility for a closer bilateral cooperation between our countries. Dar tot la acest subiect există și oportunități de conlucrare mai apropiată la nivel bilateral cu țările noastre. We just launched earlier this year at the exact same day where the European Union started negotiations with Moldova and Ukraine, what we call a Copenhagen Instrument Pre-Accession Program. Exact în ziua când au fost aprobate și inițiate, de fapt, negocierile de aderare pentru Moldova și pentru Ucraina, a fost lansată așa numitul mecanism de la Copenhaga. And we are not the only one. I mean, I guess it goes for all the European countries that they are ready to cooperate and assist you. And slowly, when you follow this pathway towards a full EU membership, you will also have access to European funding. Și nu vorbesc doar din numele țării pe care o reprezint, ci este un angajament din partea tuturor statelor membre a Uniunii Europene de a continua eforturile de colaborare, de a oferi în continuare asistență Republicii Moldova, astfel încât atunci când veți merge pe această cale de a deveni membru a Uniunii Europene, să beneficiați într-o măsură mai mare și de fondurile UE. And without going in details, I can assure you that we know very well that if you decide to become a member of the European Union, it will come with some preconditions. De asemenea, toată lumea conștientizează și următorul moment, că dacă hotărâți că doriți să deveniți membru a Uniunii Europene, vă vor fi impuse un șir de precondiții. And some of them will be your responsibility and others will be upon our shoulders. You have to to make a lot of reforms. You have to make sure that your legislation is in full compliance with the European Union's. O parte din aceste eforturi vor fi responsabilitatea țării dumneavoastră, o parte vor fi responsabilitatea Uniunii Europene, dar cert este că urmează să implementați un șir de reforme masive și să asigurați conformitatea cu standardele Uniunii Europene în ceea ce privește cadrul legislativ al țării voastre. And on the other hand, we must realize that we have to, you know, we have to invest in your country also when it comes to infrastructure. De asemenea, noi conștientizăm faptul că este nevoie să investim în țara dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii. In our early days, as members of the European family, we received more than we deliver to the European Union. It has changed. We are now a net contributor to the European Union. Și eu mi-amintesc că la începutul nostru de cale, atunci când abia am devenit membri a Uniunii Europene, noi cumva primeam mai mult de la ei decât puteam să le oferim lor. Și acum lucrurile s-au inversat. And we know very well that our contribution will increase in the future when we have this enlargement process, not only with Moldova, but also Ukraine and other candidate countries. Și noi suntem conștienți de faptul că contribuția noastră urmează să devină și mai masivă în viitor în ceea ce privește procesul de extindere a Uniunii Europene. Mă refer aici la Moldova, Ucraina și celelalte state cu statut de candidat.
But we are sure there will be some kind of return of investment because it will lead to an even bigger single market, and it will also lead to a more secure Europe, and that is in our own best interest. Dar eu sunt sigur că aceste investiții vor fi recuperate printr-o piață comună mai mare, mai bine dezvoltată și un nivel de securitate mai mare. Mr. Rasmussen, thank you so much for a very detailed answer. Stimați colegi, altă următoare întrebare. Вы можете также задавать свой вопрос на русском языке, ответ будет переведен на румынский. Добрый день, меня зовут Тома Виктор Викторович, гражданин Республики Молдова, проживающий в городе Бельц. Спасибо, что вы сказали, что наш Бельцы очень красивый, это исторический город. Спасибо, что вы заметили, что у нас город красивенький. Вопрос у меня к вам такой. Вы знаете, что Евросоюз начинался с 1991 года. Некоторые те страны, которые входят в эту звездочку, 28 стран, вы как вы входите в 2004 году, вы вступили в Евросоюз, ваша страна. Но вступили, объясните, как вы вступили, через НАТО, вступление НАТО и потом Союза, чтобы не произошло и Молдавии входить в НАТО, не той государстве, которая не является союзниками. Как сегодня, на сегодняшний момент, имеет Турция, которая 50 лет входит как в ожидательной очереди, но они идут по величине вторые, как НАТО. Как вы смотрите на это? Республике Молдовы не придется заходить сначала в НАТО, дать два ВВП своей государственной для содержания НАТО, а потом в Союз, и не знаем, в какой Союз. Спасибо большое, мы поняли вопрос. Спасибо. Well, thank you for the question. I think that there's a difference in choice, a very clear difference in choice. For us, NATO was a cornerstone of our security, the way that we've seen our future. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Eu vreau să spun că aici este vorba de o diferență de perspectivă, o diferență de decizii. În cazul nostru, NATO era privit drept un pilon al securității pentru țara noastră. Moldova has chosen neutrality. And I don't see any conditions, let's say, that would lead to changing of the constitution. Republica Moldova, pe de altă parte, și-a ales formatul de neutralitate și eu nu văd niciun fel de precondiții să fie impuse în legătură cu schimbarea constituției. While on the other hand, EU, the decision that has been made this year, granting the candidate status, is a major step. We cannot understate it. It's a major step for your country that has been achieved. So it's your achievement. It's also a bit of our as EU achievement to make this step. So I think that this path is already being laid out for you. If you take a decision to lay it out further, you have a clear path forward. With NATO, if you would ever decide that you needed to change your constitution, these things happened in Sweden, in Finland. But look, countries have been in the EU decades before they made a decision to join the other alliance. În ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, decizia din anul curent de a oferi statutul de țară candidat pentru Republica Moldova este un pas major, un pas care importanța căruia nu poate fi subestimat. Și eu vreau să zic că acest pas este în primul rând realizarea țării voastre, dar este și o realizare pentru întreaga Uniune Europeană. Și prin această decizie, evident că calea spre aderare este deja pregătită, deja decizia va aparține dacă doriți să pășiți pe această cale. În ceea ce privește aderarea la NATO, decizia la fel va aparține, se întâmplă în istorie, au fost cazuri în care la o anumită etapă țările au hotărât să implementeze anumite modificări în Constituție, iată exemplul Suediei, Finlandiei, dar rețineți faptul că acest lucru s-a întâmplat după ce țările respective deja au fost membre a Uniunii Europene timp de mulți ani.
Mulțumesc mult. Mai avem două, trei întrebări, probabil. Timp pentru două, trei întrebări. Good afternoon, dear guests. My name is Giuliano Chomsky. I am representing the Student Public Association from Wales. And first of all, thank you for coming. It really shows your support. And especially a big, big thank you for the Ministry of Foreign Affairs of Denmark and DUF, the Danish Youth Council, for supporting the youth sector a lot. My question is about youth, of course. And I was wondering, at that point of time, when you were in our situations, you were a candidate for European Union. What did you, or what was your actions to implicate youth or to convince them to go to vote? Because I think a lot of people will agree, youth sector is quite a numerous one, although a lot of young people don't go to vote because they don't have hope. So what were your actions? Implicarea tinerilor în procesul de aderare a Danemarcei la Uniunea Europeană, ce eforturi, ce măsuri erau luate pentru a convinge tineretul de a se prezenta la urne. Deoarece cunoaștem în prezent fenomenul că tinerii nu se prezintă la vot, deoarece cumva nu au speranță. Well, I guess you ask me, but the referendum in Denmark was in 1972. And I was only 8 years, so I do not have any clear memory of how we convinced the youth to participate. Eu înțeleg că este mie adresată întrebarea și mi-amintesc că referendumul în Danemarca cu privire la aderarea la UE a avut loc în anul 1972 și aveam doar 8 ani, eram prea mic ca să-mi amintesc ceva în privința dat. So I think I will pass the mic to Gabrielus. Cred că îi transmit cuvântul lui Gabriel în această privință. I'm quite confident that there have been three arguments: free travel, free study and free work. That this was the main argument, and I probably would bet that free travel, Schengen area was the main argument. And even today, I have 4 children and 3 of them are already grown up. If I would ask them what is the main benefit of EU for you, they would say that they can travel anywhere. Eu cu siguranță pot să menționez 3 argumente pro: libertatea călătoriilor, a circulației, libertatea de a-și face studiile, libertatea de a se angaja în câmpul muncii și, cuvântul cheie, zona Schengen. Este principalul argument. Și vreau să zic că eu sunt tata a 4 copii, dintre care 3 deja sunt copii mari, și dacă îi întreb pe oricare din acești 3 care este principalul avantaj, ei îmi vor spune că eu pot să călătoresc oriunde îmi doresc. Thank you so much, very straightforward. Mulțumim, stimată audiență. Dacă mai sunt întrebări, mai avem probabil... vă rog, aici, vă rog. Veniți aici, da. Aceasta probabil este ultima întrebare. Mulțumesc. Dacă... I want to say a big thank you for your job description and we are ready to sign the employment contract because we have a big goal. Our children, let our children to be proud of us like yours. Thank you. Probabil nu era o întrebare, ci mai degrabă o afirmație, adică suntem recunoscători pentru descrierea pe care ați făcut-o, prezentarea pe care v-ați făcut-o din punct de vedere profesionist și eu aș vrea ca copiii noștri să fie la fel de mândri de rezultatul pe care îl vom obține noi, precum sunt mândri și copiii voștri. Onorată audiență, în numele dumneavoastră și al meu personal, aș vrea să
finalizăm aici discuția noastră de astăzi, în care ați avut ocazia, din prima sursă, să ascultați mesaje foarte sincere, foarte directe, bazate pe fapte, bazate pe cifre și bazate pe o realitate care a dus aceste țări la nivelul de dezvoltare economică la care sunt astăzi, din momentul din care au început, au lansat acest parteneriat cu Uniunea Europeană, fie ca membru sau ca țară parteneră în Europa. Cu această ocazie, cu permisiunea dumneavoastră, permiteți-mi, vă rog, să transmitem cele mai sincere mulțumiri, gratitudine, pentru faptul că au acceptat să vină în Republica Moldova domnul Lars Løkke Rasmussen, ministrul afacerilor externe din Danemarca, domnul Gabrielius Landsbergis, ministrul afacerilor externe din Lituania și domnul Martin Jelfson, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe din Islanda. În numele nostru personal, sincere, felicitări și vă mulțumim mult!